Vodcă, gustări, flori și servicii de taxi, toate achitate din banii părinților oferiți pentru întreținerea copiilor. Acestea și alte cheltuieli nejustificate au fost descoperite în timpul unui control al curții de conturi într-o grădiniță din orașul Locnița. Directoarea susține însă că toate cumpărăturile s-au făcut cu acordul părinților. Practic, așa ceva n-am întâlnit, numai niște notițe din care se vede că s-au efectuat cheltuieli pentru servicii de taxi, cheltuieli pentru procurarea rachiului, flori, s-au plătit amenzi peste 2000 de lei. Asta a descoperit Curtea de Conturi când a dat peste caietul de notițe al directoarei de la grădinița creșe numărul 1 din orașul Ocnița. Toți banii proveneau din contribuția lunară a părinților. Deși a dat explicații în scris celor de la Curtea de Conturi, la telefon directoarea grădiniței spune că nu știe nimic despre aceste notițe. Mai mult, ea se justifică. Poate am scris că am cumpărat vodcă, dar eu nu spun că nu am cumpărat-o, că era deodată necesar serviesc oamenii care lucrează aici. Noi cu taxi ducem producție. Florile, am vrut să felicităm secția de învățământ cu ziua 8 martie. Nu s-a cerut de la mine să lămuresc că asta au fost din banii de la părinți, că au fost din banii mei personal. Directoarea susține că miile de lei s-ar fi cheltuit pe vodcă, gustări și taxi cu acordul părinților. Este președintele comitetului părintesc în grupă și eu mă adresam către părinți sau cu educatori împreună când trebuie ceva necesar să facem pentru grădiniță. Nu cumpăr eu, cumpăr părinții. Potrivit celor de la Curtea de Conturi, Asociația de Părinți de la această instituție activează ilegal pentru că nu este înregistrată. Chiar și așa se achită o taxă lunară de 25 de lei. De exemplu, între anii 2011-2012, de ce de la părinți s-au colectat cel puțin 40.000 de lei. Unde s-au dus toată suma? Nu se vede. Să facem niște calcule reieșite din notițele dumneiei. Ajungem la o sumă între 12-15.000. Mai multe nu se confirmă, restul nu se cunoaște unde au fost utilizate. Controlul a fost efectuat săptămâna trecută. Curtea de Conturi a verificat cum au fost gestionați banii publici în raionul Ocnița în perioada 2011-2012.